Tânărul de 26 de ani din Vicovu de Sus, care a produs un accident mortal la începutul lunii noiembrie, a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore. În urma impactului, un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața. Tânărul este acuzat de comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe și ucidere din culpă. Accidentul soldat cu decesul bărbatului de 50 de ani din Vicovu de Sus s-a produs în ziua de 2 noiembrie, iar reținerea lui Constantin Schipăr a întârziat atât de mult deoarece tânărul a fost internat în spital, unde a fost operat pentru o ruptură de splină, având de asemenea și traumatism toraco-abdominal cu pneumotorax. Accidentul cu final tragic pentru tatăl a 12 copii s-a produs după amiază, în jurul orei 16, la Vicovu de Sus. La acea oră, Angel Onofreiciuc mergea spre școală pentru a aduce copiii acasă de la cursuri. Bărbatul a efectuat viraj la stânga pentru a întoarce mașina peste marcajul continuu. Din spate venea cu viteză tânărul de 26 de ani care a intrat violent în microbuz chiar pe partea conducătorului auto. Autovehiculul a fost răsturnat și aruncat în afara carosabilului. Bărbatul în vârstă de 50 de ani nu a avut cum să supraviețuiască impactului deosebit de violent. Pompierii militari care au intervenit la fața locului l-au găsit pe Angel Onofreiciuc încarcerat în autovehiculul răsturnat. Ceilalți doi tineri implicați în accident au fost găsiți conștienți și cooperanți, însă aveau și ei leziuni serioase. Pe lângă alcool, imaginile video indică destul de clar că șoferul autoturismului circula cu viteza cu mult peste limita de pe acea porțiune de drum. Probele biologice recoltate au confirmat că șoferul consumase băuturi alcoolice. Acesta avea o alcoolemie de circa 1 la 1000 în sânge, după ce aparatul etilotest a indicat în cazul acestuia valoarea de 0,58 mg per litru alcool pur în aerul expirat.